În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnaldereghin.ro a fost știrea despre șoferii care rămân fără permis de conducere pentru că nu respectă regulile de circulație la podul de pe strada Iernuțeni, unde se lucrează la infrastructură. Pe locul 2 s-a situat materialul despre obligativitatea utilizării registrului de bani personal de către firmele care dețin case de marcat. Pe 3 regăsim materialul despre intenția unor studenți de a intra în Cartea Recordurilor cu zâmbetele mureșenilor. Și pe pagina de Facebook Dareghin TV, cel mai mare interes l-a trezit materialul legat de controlele pe care le fac polițiștii rutieri în zona podului din Iernuțeni, unde se circulă pe o singură bandă de mers. Pe locul 2 s-a situat știrea despre registrul de bani de buzunar, obligatoriu pentru unele firme, iar pe 3 s-a aflat materialul despre grupul de studenți care speră să intre în Cartea Recordurilor cu cele mai multe zâmbete. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV.